Cei aproape 1200 de delegați liberali din toată țara reuniți în Consiliul Național al PNL au votat în unanimitate pentru ca Nicolae Ciucă să reprezinte partidul în alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Alături de Nicolae Ciucă pe scena Consiliului Național s-au aflat principalii lideri ai PNL de la centru și din teritoriu, inclusiv delegația PNL Timiș, secretarul general al PNL Lucian Bode, prim-vicepreședinții Dan Motreanu, Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur, miniștri precum Alina Gorghiu sau Raluca Turcan, primar și președinți de consilii județene, precum Emil Boc, dar și primarul general al capitalei Nicușor Dan, împreună cu foștii președinți ai PNL, venit la ședința Consiliului Național al PNL direct din zonele afectate de inundații din județul Galați, Nicolae Ciucă le-a spus liberalilor că principala datorie a oamenilor politici este să fie în serviciul țării, reprezentându-i pe oameni inclusiv atunci când ei trec prin situații grele. Președintele liberalilor a reamintit că PNL e singurul partid care a știut să ofere românilor și prosperitate și libertate. În legătură cu viziunea lui prezidențială, Nicolae Ciucă a spus: cred în dialog și puterea colaborării. Țara are nevoie de oameni care să lase conflictele și să lucreze pentru binele tuturor. În privința viitoarei guvernări, Ciucă și-a declarat susținerea pentru o coaliție de dreapta. Aceasta a fost mereu prima noastră opțiune și așa o să fie. Asta este și opțiunea pe care majoritatea românilor o exprimă la urne. După votul unanim al Consiliului Național în favoarea candidaturii sale, Nicolae Ciucă a mulțumit delegaților liberali și a îndemnat partidul să muncească pentru victoria în alegeri.